Te gândești de mult că ar trebui să înveți să conduci, dar ți-e frică că nu o să faci față provocărilor din trafic sau poate ai deja carnetul, dar simți că nu ești încă sigur la volan? Despre frica de condus vrem să discutăm astăzi, iar invitatul meu este domnul Artur Cecan, instructor auto. Bine ați venit. Bine v-am găsit. Dar până să vorbim despre frica de condus, vreau să vorbim un pic despre ce v-a făcut pe dumneavoastră să alegeți, alegeți această profesie sau cum ați devenit instructor auto? Trebuie să menționez din start că am două facultăți, două profesii. Am, prima facultate este cea muzicală și a doua este inginerie. Am fost dirijor de orchestră la clasele mici într-un într liceu din capitală. Mm. Și eram uh, o tânără familie căsătorită, cu copil mic și aveam un salariu undeva de 75 de lei, în jur de 75 de lei. Dar era ceva o provocare pentru noi. Uh, aceasta m-a impus ca să devin șofer de microbus. Am fost pe rută, micro, șofer de microbus, până într-un moment când un coleg de la, de la rută, așa, s-a angajat ca instructor auto și mi-a propus și mie. Aici, în momentul ăsta, am înțeles că asta e misiunea mea, deoarece am Implementat și plăcut cu utilul, adică pedagogia și cu ingineria, pe, pe de o parte. Mm -hmm. Și de atunci, iată, instruim, deja avem peste 10 ani de zile, instruim zi de zi, cu unica misiune de a, de a instrui excelenți viitorii șoferi. Și v-ați regăsit în totalitate, n-ați avut niciodată regret că poate trebuia să urmezi calea muzicii sau poate ingineriei sau. Pot să mai zic că sâmbătă, duminică, mai merg la, la noți, mai cânt, adică iarăși compensăm una cu alta, nu, nu, nu se uită. Dar poate deveni oricine instructor auto sau e nevoie de anumite calități pentru a fi un instructor bun, de succes? Pentru a deveni un instructor de succes, un instructor bun, sigur ar trebui să, să aibă niște calități. Da, să dispui de niște calități. În primul rând, ar trebui să fie integru. Integru și să înțeleagă că nu toți suntem la fel, nu toți oamenii suntem la fel. Adică, uh, noi cunoaștem că sunt vizuali care percep vizual, care sunt auditivi și sunt kinestezici, dar majoritatea noi punem într-o singură oală. Și dacă unul nu percepe, unul vrea să-l să vadă, să-i arăți. Altul trebuie să-i spui mai mult la, la urechi, să-i zici mai mult. Dar unul trebuie să-l să, să întrebi cum se simte. Adică Abordarea unde... individuală. Abordare individuală. Pe undeva ar trebui să, să comparăm ca, cu psihologie. Este foarte important latura la asta. Cu regret este mai puțin dezvoltată la noi, deoarece în alte țări, în Uniunea Europeană, este o analiză psihologică înainte de a, de a conduce, înainte de a veni la o școală auto. Mm -hmm. Dar... Am zis integritatea și să, să țină minte că unica misiunea lor este ca să ajute oamenii, să ajute cei care sunt frustrați, care nu pot să obții permis de conducere sau care doresc, au o dorință foarte mare, să conducă. Asta e misiunea lor. Dar dacă se gândesc numai la bănuți... Mm -hmm. Dar care e cea mai mare satisfacție sau plăcere în activitatea pe care o faceți dumneavoastră? Că presupun că faptul că omul și-a la final carnetul, asta nu înseamnă că va fi un șofer bun sau... Pot să zic că în timpul de acum, deja cel care primește un carnet de, de condus sau permis de conducere, deja este un, un conducător bun. Deja este. Nu este e sigură? Un... Da, pentru că a trecut prin mai multe filtre, a trecut prin frustrările astea, prin emoțiile astea, prin revenire la examen de multe ori, timp pierdut până, până înțelege că trebuie să fii pregătit, deoarece realitatea este în felul următor. Zilnic se devamează aproape 100 de mașini. Zilnic intră la noi în țară, zilnic primesc permis de conducere peste 100 de persoane pe toată țara. Drumurile rămân aceleași. Probabilitatea de a intra într-un accident rutier crește, de zi, de zi de zi. Adică, pregătirea fiecărui conducător viitor trebuie să fie mai bună decât acel celui de ieri. Și situația rutieră ne impune lucrurile astea, deoarece vedem situația rutieră sau, sau numărul de accidente care sunt. Adică, se, se petrec foarte multe accidente. Din care cauză? Avem și moștenirea, de mai înainte cineva a mai primit cadou, permisul, dar sunt conducătorii care primesc acum uh, permisul, dar pot să zic cu certitudine că sunt mai pregătiți decât cei cu 10 ani în urmă. Uh -huh. Dar chiar dumneavoastră ați spus înainte să începem acest interviu că pentru a deprinde ceva ai nevoie să repeti de 66 de ori. De câte ore practice, uh, de fapt câte ore practice face un elev la o școală auto și dacă sunt suficiente ca el să iasă de acolo să aibă dexteritățile astea, de a mânui, de a fi foarte agil da, ziceam de 66 de ori, dar înainte de asta trebuie să înțelegem că uh, există uh, fraza lui Albert Einstein care zicea imaginația merge înaintea progresului. Tot ce făurit omul, a făurit de două ori. Prima oară în mintea, noastră, în mintea lui și apoi în realitate. Chiar și microfonul ăsta, chiar și studioul ăsta sau aparatajul care este, l-a făurit de două ori. Așa și conducătorul. Adică el, primul rând, ar trebui să aibă toate ideile lui bine fixate logic, ca să înțeleagă ce, care sunt acțiunile necesare și apoi să le, să, să le implementezi în practică. Cu părere de rău, mulți cred că ei vor merge la practică, vor face 20 de ori, 30 de ori și piciorul sau mâna singur de sinistătător va începe să acționeze, să calce ambreajul, uh -huh. să, să schimbe prima treaptă, a doua, nici într-un caz, sau să vireze la dreapta, la stânga, până când nu va avea uh, comanda exactă de la creier. Uh, aici este uh, problema. Bine, Orele în curiculum care este stabilită de Ministerul Educației sunt minim 40 de ore. Bine, câte 45 de minute împreună, câte o oră jumătate, dar celelalte 66, adică din 66 numai 20 se fac, 44 trebuie să le facem unii. Ca la noi. Da, să analizăm împreună cu instructor, să analizăm împreună în grup, să analizăm împreună cu profesori de teorie, să analizăm cu cel care este chiar și cu directorul școlii, cu cel care este ca mentor pentru ei ca să-i ghideze. Uitați-vă, aici aveți de făcut asta. Aveți de făcut asta, aveți de făcut asta. Ideea este în felul următor că 66 de ori dacă repeți și repeți greșit, o informație greșită, o reții greșit. Și apoi când mergi la secție de examinare, te trezești, băi, că nu, nu cam așa. Nu, nu e chiar așa, cum mi s-a spus. Uh -huh. Deci e total invers. Dar vreau să vă întreb, de obicei, bărbații învață să conducă cam când sunt adolescenți, pe undeva le dă fratele, tatăl, automobilul și ei parcă știu să conducă și vin doar să învețe teoria asta și să-și ia permisul. Cu ce greșeli din astea vin, cum spuneți dumneavoastră, sedimentate? Da, da, da. Cunoaștem cu toții că e mai ușor să înveți decât să dezveți. Uhum. Da? Și este un proces mai, mai, dificil pentru unii. Foarte bine dacă au, au, au niște deprinderi corecte, dar dacă nu au niște, deprind, au niște deprinderi incorecte, este mai dificil pentru ei. Și practica arată că anume aceste persoane nu pot să obții permisul de conducere, adică nu susține examen, deoarece nu fac corect. Au, au mers undeva pe deal, undeva pe acolo, și, uhum. dar aici sunt alte, realități, alte, alte, alte realitate, adică să te parchezi, să poți să te întorci, să te pornești în rampă corect. Sunt niște bi lucruri bine stabilite. Și e mai bine când elevul vine așa nou-nouț, fără cunoștințe în condus, și atunci el cumva e proaspăt, e crud și e foarte ușor de asimilat aceste cunoștințe. Părerea mea fără. sinceră, da. Adică este o foaie curată, care începi să scrii, să scrii frumos, și depinde de, ce, de scriitor uh -huh. ce valoare va avea foaia și respectiv. Dar aveți o categorie preferată de elevi? Nu știu, sunt poate tinerii mai, deprind mai ușor bărbații, femeile, sau din potrivă, oamenii după o anumită vârstă sunt mai serioși, mai implicați? Din practica mea personală pot să zic în felul următor. Îmi place categorie de oameni care au atitudinea de biruitor. Au atitudinea de, sau voința de a, de a reuși. Cred că e posibil cred că vor reuși, că nu, nu sunt scuze, dar sunt oportunități. Adică ar trebui să astfel de oameni, și nu pot să zic după vârstă, pentru că am avut persoane care erau în etate posibil, să spunem așa, da? 68 de ani, care a susținut din prima și o persoană și era uh, o doamnă. Hmm. Și sunt persoane de 18 ani care nu susțin. Totul depinde de atitudini. De fapt, atitudinea este cel mai important cuvânt din toate cuvintele care le avem pe fața pământului, din toate limbile. Atitudine, atitudine față de mamă, atitudinea față de Dumnezeu, atitudinea față de copii, atitudine față de conducerea auto. Care atitudine? Această grupă, dacă se grupez femei sau bărbații sau um, în vârstă, nu, iarăși. Avem două categorii cei care sunt sau care sunt victime, care mereu dau vină pe ceva, dau vină că e frig afară, dau vină că mașina e stricată, dau vină că instructorul, dau vină soțul, dau vină chiar și copiii, ei, nu au avut copii, eu avem să mă ocup sau avem să am mai mult timp. Da? Nu două categorii. Astfel aș putea să răspund la întrebarea voastră. Și nu pot să nu vă întreb dacă există diferențe între bărbați și femei, atât la instruire, cât și la condus deprind bărbații mai repede sau femeile din potrivă, și la condus de asemenea. Sunt niște diferențe, pentru că există niște prejudecăți în legătură cu femeile, de multe ori sunt blamate că nu prea știu să conducă, că de obicei ele sunt cele care blochează traficul, că nu știu să parcheze și tot așa. Da. Um, Uitați-vă, ați menționat corect, este ceva o părere a, a societății, însă vreau să zic altfel. Uitați, după părerile astea, să ne imaginăm un, o persoană care. Este bucuroasă, care este împlinită, care este însăși și felul de a răsufla, felul, chipul săi, său, însăși cum, cum circulă, cum se adresează, cum, cum pășește, însăși care ținut ținuta lui, cum discut cu alți oameni. La fel el va și va conduce autoturismul. Încrezut, va evita conflictele, va, 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 și tot se va întâmpla exact cum ar trebui să se întâmple. O persoană care, să o caracterizăm, care are niște conflicte, și aici vreau să citez un... un un uh, academician pe domeniul securității rutiere din Uniunea Europeană care zice că toate accidentele rutiere sau motivul accidentelor rutiere este conflictele interioare. S-a stabilit deja. Deci, omul care are conflict interior, indiferent care din natură socială sau familiară, care, care ar fi acolo, sau financiară, el este predispus la accidente rutiere. Adică el merge mai mai rapid, el este mai agresiv, el nu are răbdare, se grebește mereu undeva ca să, să reușească. Și iată, aici aș putea să spun, nu, nu am să caracterizez femeile iarăși sau bărbații, deoarece am văzut femei care agresiv conduc, <gântu -i> mai agresiv decât majoritatea, decât toți bărbații. Și am văzut invers, bărbați care iarăși ajungem la să nu-i punem pe toți într-o oală. Fiecare care am trăit într-o familie am fost educați, avem prieteni diferiți, avem alt mediu de, de, culturalizare. Și aici avem de lucru întreaga societate. Adică întreaga societate să, să credem că putem. Adică... Dar la partea tehnică, femeilor dacă le se strică ceva în drum, ele au lăsat mașina și se unește pe cineva. Adică parcă nu prea au cunoștințe de bază cum să-și un cauciuc. Sau poate le au, dar nu știu, nu vor să-și murdărească Bine, bainele. iar -și, și acest aspect, să schimbi cauciucul. De câte ori la școală auto e schimbat cauciucul? Niciodată? Niciodată. De câte ori trebuie să faci ca să intri într-o deprindere ca să știi exact ce ai de făcut? De 66 de 66, 66 de ori. Nu-i doriți să să-ți sparg de 66 de ori? Nu m ar, m -ar trebui. Dar la școală, bunoară ca să nu fac publicitate, la școala la noi uh, avem un curs de siguranță rutieră. Sigur, pe perioada pandemiei l-am restrâns la niște. Uh, elemente esențiale, însă avem un curs mai detaliat unde fetele, domnișoarele ridic mașina, da, Scot roata, schimbă, pne schimbă roata de rezervă, toate lucrurile, este cum schimbă acumulatorul, cum se controlează un acumulator, cum se pornească în momentul când acumulatorul este slab. Toate lucrurile este noi le simulăm. Și asta ar trebui la fiecare la nivel de minister să fie introdus. Fiecare aveți obligația asta, minimum 10 ori să scoate roata aia și să înapoi. Nu știți unde mergeți, nu știți unde exact. să, să, o să prindeți pana asta. De și trebuie mine să undeva, prindiți. da, singură și chiar nu... Dar am eu așa o curiozitate. E permis ca femeile să conducă purtând tocuri? <laughs> este o regulă nescrisă. Bine, nu este stipulat, nu este întărit într-o hotărâre de guvern sau o lege. Însă în alte țări, până oară în, în, în Uniunea Europeană, din Uniunea Europeană, sunt interzicere, adică să, să conduci cu tocuri. Tocul ar putea bună oară să, să se rămâie blocat în, în covorașul ăsta, în cauciucul ăsta. Și în momentul oportun, în momentul cel critic, care ne trebuie fracțiunea aia de secundă, el se va fi blocat acolo. Și nu, tu nu, nu poți vei reacționa pur și simplu. Da. Aici vreau să spun că exact uh, momentul ăsta îl menționez și la cursurile mele. Uh, mulți zic că fetele sau partea femească e mai împiedicată, așa spunem. Da. <laughs> Cunoaștem cu toți. Dragii mei, nu este așa, nu este adevărat. Ideea este în felul următor, că noi mușchii noștri au memorii. Au o memorie și asta ar însemna că eu personal am o pereche de pantofi. Trei perechi de pantofi, trei ani de zile. Iată, le-am acum și posibil în 2-3 ani o să mai vedeți tot cu acești pantofi. Ce ar însemna? Mușchii mei s-au deprins exact cum se calce, cât să calce. Fetele sunt predispuse sau femeile sunt predispuse să schimbă încălțăminte datorită, nu știu, vestimentației, da, ținute, diferite încălțăminte. Respectiv, mușchii lor se adaptează la diferite lucruri. Iată, eu dacă schimb încălțăminte, eu calc parcă... La început, da, De la chiar. început, parcă nu Ce vreau să spun, pentru că uh, o curiozitate, povesteam și la curs chiar ieri, el meu, Dumnezeu să ierte, avea o traumă la mână. Și când dormea el orizontal, mână era verticală. Uh -huh. da? și când nezeu să-l ierte, a, iert, a murit, noi, eu i legat mână acolo ca să stea în jos, da? Noi e în dizlegat. -o. Ce a făcut ea? Deci, e ușor să ridica. Da, 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 vă dați seama. Arată, da, nu era ridi, dar majoritatea până au aflat. Dar lucrul ăsta, ce trebuie să, să înțelegem? Că sunt niște mușchi noștri au memorie. Și iar am trebuit, de câte ori? De 66 de ori. Aici vreau să menționez pentru cei care se pregătesc pentru examenul auto. Nu schimbați încălțămintea. Luați-vă un încălțăminte care ar trebui să fie cu talpă, groasă, talpă subțire, dar rigidă. Și să nu schimbați, ca piciorul vostru să se deprinde cu, cu, cu ambreiajul, cu comenzile vehiculului. Dacă o să schimbați în fiecare zi, o să trebuiască să adaptați iară. O jumătate de oră până iarăși piciorul vostru va fi setat, așa să zicem. Dar are instalat driverele astea la picior. Mm -hmm. Deci este foarte important. Femeile care conduc, ele cunosc lucrul ăsta, care au atitudine și au încălțăminte de schimb. O să vedeți că o să aveți și comentarii și o să spui, da, eu am încălțăminte de schimb și acum. Și am văzut oamenii care au încălțăminte de schimb, lasă tocurile și se încalță în altă încălțăminte și conduc. Așa, bun sfat. Și mai am o curiozitate. Care e poziția corectă a mâinilor pe volan? Unii conduc cu ambele mâini distanțate, una de o parte, alta de cealaltă. Ambi conduc, unii conduc cu ambele mâini alăturate în partea de sus. Alții conduc cu o singură mână. Sau nu este o regulă... Mergem uh, deja în alt aspect. Aici vreau să zic că știința asta de a conduce o mașină, un vehicul, este foarte tânără. Adică mașina a apărut 100, 100 și ceva de ani, da? Deci ea se dezvoltă permanent. Nu există o lege strict care să spui, iată cum trebuie și așa nu trebuie. Iată așa trebuie, așa nu trebuie. Dar sunt niște reguli nescrise care deja sunt trecute prin... prin uh, prin experiențe nu tocmai plăcute, adică accidente rutiere. Ce ar însemna asta? Ca să înțelegeți mai bine, la, iarăși la cursurile noastre, luăm un volan, simplu. Și rog cea mai firm firvă ființă, o domnișoară care este în clasă, dar o rog să ții volan. Și să-l ții în primul rând în felul următor, cum ar trebui la orele 9 și jumătate, 2 și jumătate, să-l ții așa. Eu cu forța mea vin pe, de contrasens, cum ar fi, da? și la 1, 2, 3 eu încerc să, să iau volanul. Ia cât de firul vă nu ar fi, ține volanul în felul următor. Apoi zic, pune-l altfel, cum vrei tu. Și atunci mm -hmm. îmi trebuie doar o mână. Ce înseamnă asta? Posibil, odată și odată, hai să radicalizăm un pic. Scadă roata în timpul mersului. Bun. Nu mai poți. O să aveți comentarii că nu mai poți. Bine, vecin, aveți un vecin bun și... Da? Da, eu știu cazuri când... Și Acăzut, un conducător fără experiență, el nu înțelege că acolo o leagă, vibrează mașina sau nu, și la un moment ți-are roata. Dacă ții mâna mai sus sau mai jos, nu în poziția aia care am vorbit, respectiv, momentan posibil și să, să răstoarne în autoturism. Însă în momentul când ții exact cum ar trebui, la două, cum am menționat, la 9 jumate, la două jumate, chiar și fără o rată, cu două mâini poți stabiliza și poți să dirigezi direcția. Adică exact să ajungi până la să oprești mașina fără să, să intri într-un, știu, deviere sau o banală răstogălire a autoturismului. Mm -hmm. Haideți să vorbim acum despre frici. Spuneam la început că sunt unii oameni care și-au luat carnetul de condus și parcă au frică asta să iasă în oraș, în aglomerație, printre mașini multe. Sunt alții care nici nu îndrăznesc să se înscrie la o școală auto pentru că au din start impresia că nu o să se descurci, că nu sunt făcuți pentru condus. Haideți să vorbim despre ce e cel de-al doilea caz. Cum, ce sfat le-ați putea da ca să scape un pic de frica asta și să facă pasul de a se înscrie la o școală auto? Ca, o, ca un răspuns la acele întrebări noastre, sigur este o problemă, la prima vedere, atât de generală, dar care este foarte puțin abordată. Iarăși, totul începe de la fiecare, particularitatea fiecare, cum a fost creată. Cum a fost educat, cum s-a educat, cum s-a dezvoltat. Fiecare de noi avem trăirile noastre care ne marchează posibil pentru toată viața. Poți fi traume interioare, poți fi accidente rutiere și aceste aspecte poate să marcheze decizia condu viitorului conducător auto. Uh, Mi-aduc aminte, citeam într-un într articol, un om de afaceri uh, a mers la un psiholog. Era foarte, dar ține, îl ținea ceva. Și psihologul, nu știu care care modalități, dar a intrat într-un hipnoz, așa să zicem, și l-a dus pe, pe băiatul ăsta înapoi, în timp. Când avea el 9 ani. Și în 9 ani, el a rămas blocat acolo la, la 9 ani, când tatăl său vine beat, o bătea pe maică sa, fugeau pe coridor, strigau, toți vecinii strigau acolo și el a rămas înțepenit la 9 ani acolo. Și el a trăit toată viața lui în cu felul următor, cu acest blocaj. Chiar dacă el s-a dezvoltat, dar el ținea, simțea că era plafonat undeva. Plafonat, el nu putea să treacă. Fiecare de noi avem o, o etapă la care noi ne plafonăm. Și Pera Piera, Piera Novakovici, apropo, un psiholog foarte bun din România, L-a luat pe pieră ăla de 9 ani și i-a spus: Uite, de azi, înainte mergi la mine acasă. Eu am să am grijă de tine. Nimeni nu o să mai pui mâna pe tine și nu te, îți promit că nimeni nu te va mai uh, supăra. Și din momentul ăla, el s-a eliberat și a trecut peste, peste lucrul ăsta. Fiecare putem să ne aducem în, în, în propria, în eu nostru interior, putem să, să ajungem să găsim unde a fost problema, să -l luăm pe Artur ăla. Da? Mai mic și spun, Arturaș, eu, eu la mine acasă, de azi înainte, eu n-am să-ți dau voie, n-am să -ți dau voie la nimic. Este o modalitate de a... de a rezolva conflictele astea. La fiecare mm -hmm. e diferit. Însă, dacă aveți un uh, profesionist, un instructor bun, un instructor cu capacități de a explica, de a vă înțelege și sigur de a vă instrui corect, eu cred că se poate de trecut, de fricile astea. Dar de ce sunt legate de cele mai multe ori? Când vin elevii, ce vă spun? Mie e frică de A. ce? Sau că ce nu o să pot? Că nu o să susțin. De examen. De examenle, e frică da, examenle. de examen. Frica, <coughs> probabil în societate la noi, mai mare frică acum nu este. Nu este frică nici de foame, nu este nici de război, cum ar fi de examen. De examenele auto. Mi-e frică că nu o să pot susține, că ce vă spune, ce vă crede prietenii, că toți nu susțin nimic. Eu, apropo, când se începe primele lecții sau când am cursurile mele, eu zic, uitați, facem un experiment. Ridicați, vă rog, simplu, mâna, chiar pe Zoom acum, când facem, când uh, cu mai multe ferestruci de astea, îi rog pe toți să aprindă camerele și zic, ridicați mâna, cei care credeți că o să luați permisul din prima. Din 30 de persoane ridică 1, 2. Dintre a două, mai ridică vreo 3, 4. Dintre a trei, oameni buni. De ce nu ați ridicat? Dacă voi încă n-ați condus. Ei, cu măiatra mea dintre 10 oară. Ei, dar cum? Da, vecinul? De 18 Și cum se ori? întâmplă, de fapt? Cei care sunt încrezători chiar susțin și cei care sunt așa ezitanți nu susțin sau...? Încrezător este mult spus. Aici ne -a... trebuie să înțelegem cât de încrezători. Nu poți să fii prea încrezut. Iarăși este o... Tot trebuie să fie o egalitate, o... O... un echilibru. Da? Este legea polarizării. Ce înseamnă legea polarizării? Adică, noi știm, plus, minus, da? Dacă noi însărcinăm ceva, un câmp magnetic cu o sarcină, apare o antisarcină. Eu, eu te iubesc. Eu te Simțiți? Eu te iubesc. Dă-mi da ciudă pe tine. Ați simțit cum s-a degajat? La fel, eu vreau permis. Eu așa de tare vreau permis. Eu așa permis tare, de, eu nu pot dormi. Eu, dar nu știu, dar ce să fac? Da, eu, da și nu, nu se susține. O sfârlă peste nas. Deci trebuie, da, deci ar trebui, eu recomand pe toți, să vă disenați. Aveți smartphone urile astea care ați dat o groază de bani pe ele. Photoshop, Faceți fă poza voastră, puneți-vă uh, permisul vostru, da, luați-l de pe site, la registru, puneți poza voastră, scrieți datele voastre, puneți pe o hârtie, scoateți l la printer și puneți-l la, la voi în portmoniu și uitați în toată ziua la permis. Gata la viață lăsați lucrul ăsta, permisul vostru este la, la, secție de examinare, doar trebuie să vă duceți să luați. Dar restul, călătoria asta, este profesorul, este instructorul, este școala care trebuie să vă ghideze toată călătoria până la sfârșit. Lăsați frica asta, că nu ați acolo, că gata, permis, duceți și vă luați, pur și simplu. Dar această și frică probabil nu are doar cauze interne, pentru că am auzit așa, adică eu nu sunt șoferiță, că acum, în prezent, examenul pentru categoria B ar fi mult mai dificil față de cum era cândva. Și instructorii sunt cumva așa, parcă setați ca să-ți pună mai mult bețe be în roate decât să te sprijine, ca să-ți complice și mai mult lucrurile. Ați atins două, două aspecte. Primul, dacă este mai dificil acum. Da este dificil și în următorii ani, în următoare perioadă, va fi și mai dificil. Asta este dictată bună oară, uitați toate știrile arată accident peste accidente. Da? Până la urmă. Aici, pregătirea noastră, am mai menționat mai sus, am menționat mai sus că zilnic vin autoturisme, intră în țara noastră. Zilnic primesc 100 de persoane permis de conducere. Zilnic noi intrăm tot mai mult și mai mult pe același drum care nu se dezvoltă. Conflicte rutiere vor fi mai multe și mai multe. Noi trebuie să fim pregătiți. Și deja este necesitate de conducere preventivă. Ceea ce, ce ziceam mai la începutul orii noastre. Da? Pentru a preveni toate lucrurile astea. Aici ar trebui să, să lucrăm. Al doilea lucru despre examinatori care a zis da? că îi pic. Uh, pot să... N-am să zic de toți nu pot să mă exprim de toți, posibil să fie și această latură, deoarece în societatea la noi mai avem uh, moșteniri, da? că ar trebui așa să facem sau așa. Dar iarăși, majoritatea din ei nu susțin, sau elevii nu susțin din propria experiență. Poate fi el cum n-ar fi. Omul ăla, examinator, poate fi el, nu știu, să aibă intenția să te pici așa. Cea mai mare intenție, este cel mai rău om din lume, care a venit el aici, și el, dar el nu poate stipice decât cum, dacă ai acumulat punctele alea. Dar dacă tu mergi regulamentar n-ai încălcat nimic, absolut, ai cedat trece la pietoni, nu ai călcat marcaj, ai semnalizat, te-ai pornit, ai schimbat treptele când trebuie ai intrat, te-ai încadrat, ai, ai făcut întoarcele și ai venit înapoi, nu poate stipice. Dar dacă nu a prins luminile, nu pun centură, nu reglez scaunul din start. Nu, da, adică nu, nu vreau să spun că sunt de partea examinatorilor. Dar iarăși, pregătire. De ce? Cineva susține din prima și cineva nu. Cineva de 70 de ani susține din prima, cineva nu. Pentru că s-a pregătit cum? Aici a avut și a implementat. Dar uneori emoțiile pot să-ți joace fiesta. De exemplu, nu ați avut cazuri când un elev era foarte bine pregătit teoretic și practic, adică a făcut față cu brio instruirii, mm -hmm. dar din cauza emoțiilor a ieșuat. M-am întâlnit în multe cazuri. multe cazuri de astea, chiar am, am, postat odată și o postare cu o elevă care a venit și la noi la intern de vreo patru ori nu, nu putea să obții, nu putea să ții examen. Și -aia, voi special cu mașinile voastre și la voi, voi intenționat faceți lucrul ăsta. Bine, am stat de vorbă, am stat, am întrebat, care este frica ta? De fapt, ce s-a întâmplat? Iată, m-am blocat acolo, de ce te-ai blocat? E, de ce m-am blocat? Că am eliberat ambreaj, de ce l-ai eliberat? Pentru că era în aer picior, dar de ce era în aer? Pentru că nu mi era comod, dar de ce nu era comod? Pentru că nu eram încălțăminte, dar de ce nu ai luat în încălțămintea? De ce nu l-ai pus jos? Și când a lucrat lucrul ăsta, a venit și a susținut fără nicio greșeală, fără absolut. A venit și eu zic, uite, Acum vreau să, să, facem un video pentru toți. Și să-mi zici, cum, ce, ce, ce s-a schimbat? S-a schimbat doar mindset-ul. A trebuit să se vadă unde e greșeala și să le cuiască, să o rezolvi și apoi să meargă mai departe. Emoțiile vin de la necunoaștere. Dar mama cunoștinței cine? Repetare. Dar mai trist este dacă noi repetăm greșit. Și aici pot să spun, posibil mă va certa cei care mă ascultă, dar noi nu avem o școală de instructori care să avem bine stabilit, uite, iată, așa ai trebuie să învățăm, așa trebuie să învățăm, așa trebuie să învățăm. Și aici fiecare învățăm după cum învăța bunica, cum învăța bunelul. eu te învăț într-un fel, hai să-mi te motorul, e cam o... Nu simți că nu trage, nu, 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 nu uzi că rag, strig motorul ăsta. Nu sunt, simt... Clar că nu simți. Și traficul rutier e foarte mare, infernal, el are 5 ore, 6 ore a ieșit în oraș, el, el vine frustrat după lecție spune, eu nu mai vreau. Eu cred că sigur o să intre în starea asta de emoții. Dar sunteți și instructor de motociclete? Nu. Nu. La moment nu. Este ceva de un plan care îl avem, însă cu pandemiile astea, uh, Sperăm că în curând vom, vom avea și categoria Pentru că este un conflict între conducătorii de motociclete și cei de automobile. Atunci când se întâmplă un accident, ei pasează vina de la unul la celălalt. automobilii zic că motocicliști întotdeauna fac manevre din astea periculoase, sunt prea îndrăzneți. Ceilalți zic din potrivă că sunt cumva nevăzuți în trafic sau nebăgați în seamă. De partea cui atârnă mai mult vina în această uh -huh. situație? Părerea mea de care mă, mă țin eu... În orice conflict, ambii sunt vinovați. Ambii. Unul că nu a putut evita, dar la altul că a provocat. Bine, să luăm de la primiză că noi avem foarte puțini motocicliști. Și eu personal m-am întâlnit posibil o dată, de când sunt șofer, o singură dată să mă întâlnesc cu un, cu un motociclist care să, să vireze, da, la dreapta și eu, de exemplu, să merg înainte. Adică să nu-l văd în oglinzi. O singură dată. Deci, conducătorii noștri nu sunt deprinși, adică și ei sunt prin surp sur sur surprinși, adică uh -huh. prin suspans, da, uh, luați prin surprindere. Aici aș <coughs> veni cu un sfat pentru motocicliști, pentru a semnaliza, a fi mai atenți, a semnaliza, chiar și a claxona, chiar dacă nu, chiar dacă este interzis în localități. Însă, pentru a evita un pericol iminent sau un accident rutier, este ok să, se, să claxonăm. Claxonați ca să vă vadă, aprindeți luminile. De fapt, prin regulament, circulației este stipulat că motocicliștii ar trebui să meargă cu lumina de întâlnire ca să fie văzuți din timp. Dar cât mai multe uh, exerciții ca ei să fie văzuți. Și sigur, conducătorii ar, ar trebui să fie pregătiți. Ar trebui să fie pregătiți că dacă aud un claxon să meargă să vadă. De fapt, conducătorul trebuie să vadă 360 de grade în jurul său. Să aibă controlul. Să nu fie lăscaz. foarte relaxat, și au pus muzică, telefonul si, și conduc prin da. oraș. Da? Foarte mult conduc așa. Da. Eu ca pietoane, văd. <laughs> și am vrut să vă. Așa, nu știu dacă se învață asta la școala auto, se învață teorie, se învață practică, dar le vorbiți ceva și de bune maniere viitorilor șoferi, pentru că nu odată am auzit sau chiar am văzut certuri sau chiar bătăi între șoferi în stradă. De unde vin aceste frustrări? Regretabil este faptul, dar mai, mai sunt astfel de cazuri. Cu frica de a mă repeta, iarăși avem un conflict posibil interior la întreaga societate, la nivel de societate. Adică oamenii sunt mereu în grabă, îngrăbiți. Mereu sunt um, dispuși să dea vina pe cineva. Sunt uh, enervanți, adică nu sunt toleranți cu atât mai mult că vine perioada rece a anului, ar vrea să, chiar să, să i rog pe toți, adică să fiți mai toleranți în trafic, pentru că noi șoferii din Moldova nu suntem pregătiți pentru sezonul de iarnă. Posibil cineva să spui că da, eu sunt cel mai pregătit. Nu. Situația rutieră se poate schimba într-un minut. La următoare sute de metri, poate să schimbe situația rutieră sau carosabil. Și um, comportamentul autoturismului va fi total diferit. De aceea, Aș vrea să, să să apelez la toleranță, la înțelegere în trafic, deoarece misiunea noastră să ajungem din punctul A în punctul B în, sigura. în siguranță. Dacă o să ne grăbim un pic, nu o să, ajung, nu o să ajungem mai departe. Dar care e atitudinea șoferilor față de începători de învățăcei, când văd mașinile de instruire mm -hmm. în stradă, vă claxonează, vă, sau cum, cum reacționează? Sunt prietenoși? Uitați-vă, în prezent deja s-a mai ameliorat situația asta. Deja sunt mai mulți care au trecut prin filtrele astea. Nu <gână> da? știu cum e. deja știu ce înseamnă pentru, pentru, un viitor. Însă cei care nu înțeleg sau au uitat probabil când, cum au învățat și ei, își permit să claxoneze, să înjuri, să nu aibă răbdare. Dar... Ultima perioadă, adică văd o ameliorare a situației. Nu, posibil să... Deja am văzut că ce de azi trecerea permit da, să treacă într-o parte alta, să-și schimbe benzile din circulație sau direcție de plasare și, respectiv, e un lucru foarte bun. Sincer, părerea mea că următorii sau viitoare generații de conducători, de șoferi, va fi excelentă, adică va fi foarte bună. Uh -huh. Vă mulțumesc tare mult pentru dialog, a fost o plăcere să stăm de vorbă. Vă mulțumesc pentru precizările pe care le-ați făcut și să aveți elevi cât mai buni, pentru că ăștia sunt viitorii șoferi de mâini. Și poate mă apuc și eu de școală auto în curând. Mulțumim mult și noastră. mulțumesc. mulțumesc. încă o dată.